ultima sută de metri din campania. Ce să excludem? Pentru domnul Luțic, de exemplu, este cetățean al Republicii Moldova care își câștigă bani pe teritoriul Republicii Moldova. Păi care este problema? Trebuie să meargă organele care trebuie să verifice și să verifice care, cine se finanțează. Dar eu nu zic că este un lucru ilegal, că domnul Luțic finanțează Partidul Socialiștilor. Dar eu nu zic nici ilegal, nici ilegal sau ilegal. Cum se întâmpla cu partidele de la guvernare, PLDM și PD? Dacă verificam după data de 30 noiembrie, care partide au câștigat tendere în ajun de campanie sau imediat după alegeri, întâmplător sau nu, toate aceste campanii erau printre principale finanțatori ai partidelor. Deci dacă ai finanțat partidul, câștigai și tender. Este o relație clasică între partide și mediul de afaceri. Nu cred că Partidul Socialiștilor altfel procedează. Cei care vor să finanțeze și finanțează, trebuie să o facă în cadrul legal. Asta se verifică la partid. Eu nu dispun de această informație. Credeți-mă, chiar într-adevăr nu dispun și nu mă interesează această informație. Unica ce i-am rugat pe colegi, că totul să fie absolut transparent și să fie legal, în cadrul legal. Gata. Și eu le cred colegilor și eu știu că la partid este un finanțist, un om cu foarte bună experiență. Dar dacă oamenii de afaceri se ocupă de export, de exemplu, pe piețele din Est, și acum, în ultimii ani, este evident, au probleme la acest capitol. Dacă ei binevol vin și finanțează Partidul Socialiștilor... Să o facă legal. Dacă o fac legal și binevol vin și finanțează Partidul Socialiștilor, ei ar putea fi, nu zic favorizați, dar ar putea să spere că atunci când va veni Rospotrebnadzor și PSRM-ul va negocia cu Rospotrebnadzor, ei vor nimeri în acea listă. Rospotrebnadzor nu se negociază. Noi am dat lista companiilor atunci când am făcut cu fructele, fiindcă eu personal tot m-am ocupat cu lucrul ăsta, companiile care s-au adresat la noi. Doar care s-au adresat la noi. Doar care s-au adresat la noi.